Bună și bine ați venit la un nou episod din Jurnalul de Dietă. Voi începe astăzi săptămâna 3 și sunt foarte, foarte încântată pentru că în dimineața aceasta am făcut măsurătorile și m-am și cântărit pentru a vedea rezultatele ultimelor 14 zile și sunt mai mult decât încântată, rezultate pe care voi deja le-ați văzut în episodul anterior. Și nu pot decât să mă bucur pentru că atunci când văd că există rezultate bune, mă motivează să merg mai departe. Așa că încep în forță săptămâna cu numărul 3 și haideți să vă arăt care va fi prima masă de această săptămână, ce voi mânca la micul dejun. Au camera în jos. Cred că ați văzut deja cum mi-am pregătit, am pâine cu humus și ardei galben portocaliu, ca să zic așa. E ardeiul pe care l-am găsit de această dată la magazin. În cazul în care vă întrebați de ce atunci când mănânc într-o dimineață humus, de obicei și a doua zi urmează să mănânc tot humus, este pentru că îmi fac humus acasă, iar atunci când desfac o conservă, prefer să o pregătesc pe toată. Dintr-o conservă de năut îmi ies exact două porții de humus. După micul dejun mi-am făcut un ceai și de data aceasta am ales un ceai de citrice și mere și bineînțeles că nu putea să meargă ceva mai bine alături de acest ceai decât o felie de lămâie. Pentru gustarea din prima parte a zilei, mi-am pregătit astăzi portocale și kiwi. Pentru prânz astăzi am ales să mănânc paste. Am aici paste integrale cu sos de roșii arabiata, pentru că mi-era puțin dor de gustul picant. Iar deasupra mi-am pus câteva bucățele de mozzarella. Pentru gustarea de după masă am aici câteva prune uscate, iar alături voi mai mânca și o pară. Seara asta la cină voi avea pulpe dezosate pe care le-am făcut pane și le-am gătit la cuptor, iar alături mi-am făcut un piure de conopidă pe care le voi servi alături de câțiva gogoșari murați. Și cam asta va fi cina pe astăzi. În
În dimineața aceasta mi-am pregătit aici o cutiuță de cottage cheese. Cel pe care l-am eu e cu 4,5% grăsime și ce am mai făcut eu a fost să adaug niște mărar în ea, roșii și pâine. Ca o primă gustare pe astăzi, voi avea o banană și 3 kiwi. Eu am niște kiwi ceva mai mici. Prânzul de astăzi am ales să mănânc lipi cu omletă. Mi-am pregătit 2 lipi și am făcut o omletă din 3 ouă pe care am împărțit-o între cele două. Am adăugat salată iceberg, roșii și ardei și e gata prânzul. A doua gustare pe ziua de azi este compusă din prune uscate, caise uscate și câteva nuci. Pentru că știți cât de mult îmi place, la cină în seara asta am avut din nou ciorbă de perișoare alături de câteva crutoane. Pentru astăzi la micul dejun mi-am pregătit niște sandvișuri cu pâine integrală, mortadela și câteva felii de roșii.
Pentru prânz, astăzi mi-am pregătit o salată de orez în care am adăugat orez integral, fasole roșie, porumb, ardei gras și măsline. Iar pe lângă acestea am mai adăugat și ton în ulei și voi mai adăuga peste salată un ou. Ca și a doua gustare, voi mânca portocale și kiwi. La cină în seara asta, așa cum cred că v-ați și obișnuit deja, am din nou ciorbă cu perișoare. Iar alături de ciorbă voi servi niște crotoane pe care tocmai le-am pregătit, încă sunt fierbinți. Și mi le pun în bolul acesta, care practic e măsura mea pentru crotoane. Dejun m-am gândit astăzi să-mi pregătesc niște sandvișuri și voi folosi pâine integrală cu semințe, puțină cremă de brânză, șuncă presată, ardei și frunze de salată. Și dacă vă întrebați de ce am aici doar jumătate de felie de pâine, este pentru că am cântărit-o și 3 felii ar fi prea mult, pentru că pâinea pe care am cumpărat-o de data aceasta are feliile ceva mai mari, așa că am tăiat jumătate de felie, iar cealaltă jumătate probabil o voi mânca mâine fără probleme. Deci nu aruncăm nimic. Voi mai adăuga puțină sare. Și cam asta e. Din cauza unor probleme tehnice, am pierdut câteva din înregistrările pe care le-am făcut. Așa s-a întâmplat și cu gustarea 1, dar vă las notat pe ecran tot ce am mâncat. Din păcate, același lucru s-a întâmplat și cu cina. Am reușit să păstrez doar o singură poză, dar vă las toate ingredientele pe care le-am folosit și pentru cină, de asemenea notate pe ecran. Astăzi la micul dejun vom mânca ambii terci de ovăz, făcut din fulgi de ovăz, semințe de chia, lapte, puțină scorțișoară, fructe de pădure, banane și sirop de agave. Să avem poftă bună! La prima gustare pe astăzi voi avea un iaurt de băut simplu și câteva migdale. Thank you.
Astăzi, pentru că este weekend, ne-am gândit să ne răsfățăm puțin și voi mânca doi burgeri din carne de vită și sunt foarte încântată că am reușit să găsesc la magazin chifle integrale cu semințe. Dacă sunteți interesați, să știți că le-am cumpărat de la Lidl. La a doua gustare voi avea un măr și un kiwi. La cină voi mânca supă cremă, mai bine zis supă cremă de țelină și câteva crutoane. În dimineața aceasta, pentru micul dejun, mi-am pregătit bulgăraș de brânză, pe care i-am mâncat alături de pâine integrală cu semințe, câteva felii de castravete și câteva felii de roșii. De asemenea, în brânză, după cum puteți vedea, mi-am adăugat și puțin mărar, pentru că mie îmi place așa foarte, foarte mult. După micul dejun, mi-am pregătit și un ceai, pe care ați văzut că eu de obicei îl beau neîndulcit, în care am mai adăugat și câte o felie de lămâie. La gustare, de data aceasta, voi avea niște caise uscate și câteva nuci, plus un iaurt de băut, care cel de astăzi are adăugat semințe de chia. Pentru prânz astăzi mi-am pregătit niște cartofi pe care i-am gătit la friptuza mea cu aer, deci practic niște cartofi copți, le putem spune, plus o salată, în care am adăugat salată iceberg, roșii, castraveți, măsline și porumb. La această gustare am mâncat ananas și rodie. Mi se pare că e o combinație foarte bună atât din punct de vedere al gustului, cât și din punct de vedere al culorilor. E un contrast foarte, foarte frumos. Pentru cină mi-am pregătit două pulpe de pui pe care le-am gătit la cuptor în pungă din aceea pentru friptură, iar alături am piure de conopidă și le voi mânca cu sfeclă roșie. Dimineața aceasta la micul dejun mi-am pregătit două lipi integrale și o omletă din 3 ouă pe care am împărțit-o între cele două lipi, plus roșii și castraveți. Și cam asta va fi micul meu dejun de astăzi. Gustarea de astăzi, prima mai bine zis, va fi compusă din portocale și kiwi. Asta
astăzi la prânz voi mânca spaghete integrale cu sos arabiata și puțin parmezan. La următoarea gustare voi avea câteva nuci și alături, bineînțeles, voi mai mânca și un măr. În seara asta la cină voi mânca ciuperci umplute. Am aici ciuperci umplute cu pulpă de porc, iar alături voi mânca o salată din roșii și castraveți. Practic asta am mai avut astăzi în frigider. Și cam asta va fi cina mea pe azi. Am ajuns și la finalul acestei săptămâni, săptămâna cu numărul 3. Deci am urmat practic 21 de zile acest program și așa cum v-am promis, urmează să vin săptămânal cu câteva concluzii pe care le-am observat. Săptămâna aceasta, într-adevăr, nu au fost foarte mari modificări, în afară de faptul că m-am simțit mai energică și asta am văzut că a crescut cumva de la săptămână la săptămână. Dar un lucru care mi s-a părut foarte interesant și m-am bucurat că s-a întâmplat a fost faptul că mi-a revenit setea. Iar eu, de când mă știu, am fost o foarte mare băutoare de apă. Nu m-am dat niciodată în vânt după sucuri sau alte lichide, așa că pentru mine nu a fost asta o problemă. Doar că în ultimele luni nu am mai simțit senzația de sete și mi-a fost foarte, foarte greu să beau apă și cumva am resimțit asta pe corpul meu și, într-adevăr, când am început acest program, mi-am propus să beau între 2 litri jumătate, 3 litri pe zi. Am reușit să o fac cam din a doua zi deja, doar că mă forțam să beau atâta apă pentru că nu mi-era sete deloc. Și sunt foarte încântată că în sfârșit mi-a revenit senzația de sete și chiar sunt mirată că mi-a luat atât de mult. Adică mă așteptam ca după ce încep să beau apă o zi, două, trei, să-mi fie deja foarte simplu. Și uite că nu, a durat aproape 3 săptămâni, așa că dacă și voi sunteți în dificultatea de a bea necesarul vostru de lichide pe zi, să știți că trebuie să insistați puțin, poate să dureze mai mult, dar cu siguranță senzația de sete va reveni. Iar acum vă las să vedeți imaginile și modificările din această săptămână. De kilograme, deci practic am scăzut doar 100 de grame săptămâna aceasta. Cam așa arată imaginile din prima zi și după 21 de zile și chiar dacă în această săptămână nu au fost mari modificări în ceea ce privește greutatea, totuși sunt foarte încântată pentru că în ceea ce privește centimetrii au fost modificări și anume minus un centimetru în zona toracelui, minus un centimetru în talie și minus un centimetru în zona abdomenului inferior, deci practic în zona
cea mai problematică, ca să zic așa, și este clar că am scăzut din țesutul adipos. Eu sper că v-a plăcut și videoclipul de azi. Dacă da, aștept să-i dați un like și un share pentru a-l vedea și prietenii voștri. Nu uitați să vă abonați la acest canal, iar până la următorul video, eu vă spun pa!